Povestea pare incredibilă. Un copil de 7 ani a introdus în școala din Constanța, unde învață o armă cu lunetă. Este vorba despre un dispozitiv, sigur, care este neletal și nesupus autorizării, dar totuși armă cu lunetă, o aveți în imagini. Este o armă destul de mare pe care un copil de 7 ani a adus-o și a și introdus-o, a adus-o de acasă și a și introdus-o în școală. Avem o legătură telefonică directă cu domnul Cosmin Andreica, sindicatul Europol. Bună ziua, domnule Andreica! Vorbim atât de mult despre nevoia de a supravegea mai bine școlile din România și iată că într-o școală generală un copil de doar 7 ani introduce o astfel de armă. Care ar fi explicația? Bună ziua! Într-adevăr, și la emisiunea noastră ați abordat de nenumărate ori astfel de situații și vedem că ele încep să fie din ce în ce mai multe. Sigur, și în cazul de față, e destul de greu de înțeles, în primul rând, cum a avut copilul de 7 ani acces la o astfel de armă. E important de precizat că arma este de tip airsoft, neletală și nesupusă autorizării, însă cu toate acestea, clar că poate să producă panică în momentul în care o afișează, mai ales la școală, în mijlocul celorlalți elevi. În primul rând, aici vorbim despre responsabilitatea părinților sau despre o iresponsabilitate a părinților, mai exact spus, pentru că nu poți să lași la îndemâna unui copil un astfel de instrument, chiar dacă este de agrement, pentru că el poate să fie folosit și poate să genereze, așa cum a spus, panică în rândul celorlalți elevi, mai ales că el a pătruns în școală. De asemenea, haideți să explicăm noțiunea de agrement, adică ce fel de armă este aceasta? Este o armă de tip airsoft, care poate să fie achiziționată fără niciun fel de autorizare prealabilă. O puteți găsi și pe portalurile de vânzări online, dacă vreți. Oricine poate să cumpere o astfel de armă. Problema este că în momentul în care o afișezi în public, nimeni nu are niciun fel de informație cu privire la faptul că această armă este una neletală, de exemplu, și din păcate pot exista reacții chiar și din partea polițiștilor sau jandarmilor când o persoană are o astfel de armă în mână sau o flutură într-un spațiu public, pentru că noi clar că nu avem de unde să știm aceste informații în prealabil și s-ar putea să considerăm că aceasta este o armă reală. Pe de altă parte, este de analizat, sunt mai multe aspecte de analizat aici. În primul rând, cum a reușit să introducă în școală această armă, pentru că e clar că ai nevoie de o geantă cumva de a putea să o introduci în școală, și aici e vorba despre lipsa măsurilor de securitate cu privire la controlul accesului în unitatea de învățământ. Apoi, vorbim despre o sesizare întârziată. E important de precizat că arma a fost adusă de copil la școală în data de 10 mai, iar poliția a fost anunțată abia în data de 11 mai despre acest incident. Adică înțelegem că cadrele didactice au luat decizia să țină arma asta o zi în școală înainte să anunțe poliția? Așa înțeleg și cel mai probabil că copilul a arătat arma celorlalți colegi ai săi, probabil unul dintre ei sau mai mulți s-au speriat și au anunțat învățătoarea sau un alt cadru didactic și acela a fost momentul în care copilul a fost deposedat de această armă. Însă e greu de explicat motivul pentru care cel puțin nu au anunțat părinții despre acest incident sau nu a anunțat poliția la acel moment despre acest incident, mai ales că mă îndoiesc că acel cadru didactic avea cunoștințele necesare pentru a putea distinge între o armă reală sau una de agrement de tip airsoft ca cea pe care a dus-o elevul. Mai mult decât atât, vedem că există din ce în ce mai multe cazuri în care cadrele didactice ori mușamalizează, ori refuză să comunice sau să colaboreze cu poliția când întâlnesc astfel de situații de consum de alcool, consum de droguri, iată situații în care copiii aduc arme albe și asta pentru a nu aduce prejudicii prestigiului unității de învățământ. Asta este abordarea pe care au întâlnit-o colegii mei din ce în ce mai des, lucru care evident că îngreunează demersurile noastre și acțiunile colegilor noștri și de la siguranță școlară și de la celelalte structuri de a încerca să asigure un climat de siguranță în aceste unități de învățământ.